Din 16 noiembrie, angajații APIA din mai multe județe din țară au întrerupt lucrul zilnic în semn de protest față de perspectiva scăderii salariilor de la 1 ianuarie. La Buzău, funcționarii Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură au oprit și astăzi lucrul pentru o jumătate de oră și au protestat față de legea salarizării și modificarea codului fiscal. Pe 29 noiembrie, reprezentanții APIA vor organiza un meeting de amploare în fața guvernului, la care sunt așteptați 1000 de sindicaliști. Noi nu am întrerupt activitatea totală a instituției. După cum se vede și colegii, astăzi sunt mai puțini sau în acest moment, deoarece au rămas în birou, să își continuă activitatea de zi cu zi. Angajații APIA sunt nemulțumiți că veniturile lor vor scădea considerabil de la 1 ianuarie, cu sume cuprinse între 700 și 2800 de lei.